Salutări tuturor! Bine vă regăsesc din nou, suflete dragi, frumoase și mai ales luminoase! Ce mai faceți, oameni buni, frumoși și luminoși? Cum mai sunteți? Cum a fost săptămâna anterioară pentru voi? Eu sper ca de fiecare dată să vă regăsesc cât mai bine din toate punctele de vedere și cu zâmbetul pe buze, așa cum este bine nou tuturor! Astăzi, aici și acum, așa cum se întâmplă săptămână de săptămână pe acest canal de YouTube, ne reconectăm ca într-o mare familie și vă mulțumesc pentru asta. Ne deschidem sufletele față de univers și față de toate ființele de lumină. Le cerem inspirație divină, intervenție, ghidare pentru săptămâna următoare și analizăm intervalul de timp 22-28 noiembrie. Așadar, mulțumim pentru aceste binecuvântări pe care le vom primi și așa cum am spus-o de foarte multe ori, dacă considerăm că rezonăm cu aceste mesaje de îndrumare, este bine cumva să le integrăm și să le punem în aplicare în această săptămână, că doar așa această citire face sens pentru noi și ne poate ajuta, ne poate înălța să trecem mai ușor prin toate aceste evenimente care sunt așa cum sunt în aceste vremuri. Dar mai este necesar să înțelegem că aceste timpuri sunt îngăduite și este bine cumva să înțelegem mesajul acestor vremuri. Să le acceptăm aceste timpuri, chiar dacă sunt așa cum sunt, să nu ne mai luptăm cu ele. Și începem săptămâna cu vești bune, deoarece schimbăm vibrația. Ieșim din energia de apă a scorpionului, o energie care s-a resimțit ceva mai apăsătoare, o energie mai întunecată. Ne-am întâlnit cu umbra noastră, am încercat să o alchimizăm, să ne învingem fricile în sezonul scorpionului. Dar acum, începând din data de 22 noiembrie până în 21 decembrie, suntem pe o energie de foc. Soarele intră în sezonul săgetătorului, așadar cu toții ne vom simți la nivel sufletește mai optimiști, mai veseli, vedem partea plină a paharului. Vom vedea totul cu alți ochi, vom avea mai multă bucurie așa pe fețele noastre. Ieșim din aceste energii de încrâncenare, pentru că energia focului ne face să fim mult mai bucuroși, să ne ridicăm, să ne gândim la planuri de viitor, la anumite călătorii, simțim și dorim mai multă libertate, pentru că săgetătorul este un spirit liber, aventurier, simțim să trăim viața cu entuziasm și pasiune. Și vom vedea ce primim. Voi lucra cu unicornii magici, deoarece ei se ocupă foarte mult cu materializările, la fel cum fac dragonii, la fel cum fac zânele și toți elementale. Ia să vedem ce sfat de înțelepciune, ca fiind tema acestei săptămâni, vom primi. Ia să vedem, să vedem. Le mai amestec bine, cineva se grăbește, este nerăbdător sau nerăbdătoare. Ni se transmite așa, să vorbim, să spunem ceea ce simțim noi, din suflet, să ne exprimăm mai mult sentimentele noastre, să comunicăm, să spunem ceea ce simțim noi. Săgetătorul vrea libertate, să nu fie încătușat, să spunem adevărul nostru interior, ceea ce simțim noi, să nu ne mai stagnăm emoțiile, să nu le mai reprimăm, să spunem ceea ce dorim noi, să ieșim în față. Mă refer dacă te simți foarte stingerit la locul de muncă, restrâns, constrâns, încorsetat, spune ce ai pe suflet, astfel situația ta nu se va schimba, spune ce nu-ți convine acolo, ce nu-ți place, poate ai teama că o să te dea afară, dar spune ceea ce simți tu, dacă tu nu spui ce ai pe suflet, situația, evenimentele pe care
le experimentezi nu se vor schimba. Să nu ai frică să fii cine ești tu de fapt. Întotdeauna să te manifeste așa cum ești tu, fără teamă să fii curajos, curajoasă. Exprimă-te așa cum ești, arată-te așa cum ești tu în realitate. Da? Asta ni se transmite. Exprimă-te, dă frâu liber sentimentelor tale, dă voie oamenilor să te cunoască așa cum ești tu, în autenticitatea ta, da? Cumva să lași măștile deoparte, încearcă să te exprimi liber. Ia să vedem și îngerașii ce ne transmit, lucrez cu aceste carduri, îmi plac foarte mult, de la Kylie Gray, consider că este cel mai bun set al lui de carduri. Ia să vedem ce ni se transmite pentru începutul săptămânii. Foarte multe sincronicități, mesaje din partea Universului. Universul ne vorbește pe înțelesul nostru. Poate vedem de foarte multe ori pe zi, ore fixe, sincronicități pe ceas, da? Și acele reprezintă anumite mesaje pentru noi. Poate vezi ceva într-o carte, poate auzi ceva repetitiv la TV, la radio, la un supermarket, poate vezi numere ca și sincronicități la mașini. Universul îți vorbește prin semne, prin pene. Încearcă să vezi ce vrea să-ți transmită Universul. Ne ghidează prin aceste sincronicități, da? Primim mesaje. Mesaje pe înțelesul nostru. Noi doar este bine să fim în prezent și să cerem. Doamne, revelează-mi toate cele răspunsuri de care am nevoie. Îndrumă-mă așa cum știi tu și vei vedea că vei primi foarte multe sugestii, mesaje. Doar este necesar să fii deschis, deschisă și ai să înțelegi. Sufletul tău simte, da? Va înțelege. Să vedem care ar fi și provocarea acestei săptămâni. Ni se transmite așa, să strălucim în aceste timpuri în lumină. Vine Arhanghelul Uriel să ne ridicăm vibrația. Arhanghelul Uriel este arhanghelul care ne deschide drumurile noastre și ne transmite, strălucește în lumină, împărtășește lumina ta interioară în această lume, fii un exemplu. Doar dacă noi vom încerca la nivel interior să ne schimbăm și lumea noastră mare se va schimba, da? Să nu așteptăm ca guvernele să schimbe această lume, această societate. Schimbarea va veni la un moment dat tot din interiorul nostru. Asta ne transmite Arhanghelul Uriel, Arhanghelul Înțelepciunii, care ne deschide toate drumurile, ne luminează mintea noastră, da? Ne aduce foarte multe oferte. El este un deschizător de drumuri, este un mare înțelept, este ca și un psiholog, așa, ne ajută și ne transmite în această perioadă, strălucește în lumină, ridică-te dincolo de toate aceste iluzii, vezi dincolo de tot acest întuneric, vezi dincolo de toată această nebunie care se manifestă la ora actuală. Dacă vei străluci în lumină, te vei ridica, îți vei crește vibrația, automat vei ști ce ai de făcut, da? Doar încearcă să fii mult mai deschis. În această perioadă să știți că ni se vorbește, Universul vrea mai mult să fim decât să ne facem planuri așa pe timp îndelungat pentru viitor, să fim în mai mult în a fi, da? În prezent. Pentru că situațiile se schimbă de la o zi la alta și nu prea ne putem face așa planuri pe termen lung. Doar trăim în aici și acum, în a fi, da? Și atunci când ești în a fi, te bucuri de orice clipă. Doar să te motivezi tu singur să-ți găsești fericirea, pentru că dacă tu nu ți-o creezi, nu ți-o va crea nimeni. Totul depinde de tine, tu ești co-creatorul vieții tale. Să vedem și cum închidem această săptămână, ce ni se mai transmite. Să ne bucurăm de viață, exact cum ne transmite sezonul săgetătorului. Să celebrăm viața, să ne distrăm, să ieșim poate la anumite evenimente sau undeva la un restaurant pe final de săptămână, la o escapadă undeva la munte,
cumva să ne bucurăm, să călătorim, să celebrăm, să ieșim din această încrâncenare, pentru că avem alte energii. Și să știți că în această perioadă, până la mijlocul lui decembrie, până vom intra pe o altă energie a Capricornului, să știți că energiile sunt destul de promițătoare, destul de bune, chiar ne împing de la spate. Este o perioadă cu multe materializări, vin și bănuți, cu foarte multe oportunități. Doar bucură-te, fii optimist, optimistă și acceptă totul așa cum este, pentru că totul este îngăduit, așa cum este, chiar dacă nouă ni se pare că este puțin haotic, că este strâmb, dar totul este permis să se întâmple spre evoluția noastră. Ia să vedem și ce arhanghel vine pe lângă arhanghelul Uriel în această săptămână. Cine vine și ne mai aduce un sfat, ne călăuzește în această săptămână. Vine arhanghelul Gabriel, arhanghelul darurilor divine, mesagerul divin, și ne transmite să fim echilibrați în această săptămână. Poate unii dintre noi avem tendința încă să fim mai depresivi, încă să fim așa mai mohorâți, pentru că încă ne refacem după luna plină, după eclipsa de lună. Au fost energii destul de dense, apăsătoare, ne-au răscolit foarte mult, mai ales dacă avem în spate o karmă grea, ne-am simțit foarte copleșiți, poate devitalizați, dar ne vom regăsi așa ușor, ușor în această săptămână echilibru, pofta de viață. O să vedeți că pe buzele tuturor zâmbetul va reapărea. Deci vă reamintesc că, dragilor, aceste mesaje, să vorbim cu sinceritate ceea ce simțim noi, să ne exprimăm, să fim cât mai autentici, da? Să nu mai reprimăm ceea ce simțim noi, să ne manifestăm cât mai liber. Despre asta ne vorbește sezonul săgetătorului, fii liber, da? Vin foarte multe mesaje din partea Universului, foarte multe sincronicități, mesaje de ghidare. Uriel ne transmite, strălucește în lumină, activează-ți lumina ta interioară, activează-ți Dumnezeul din tine. Asta poți să o faci și prin intenție. Cumva, dacă ești pe energii foarte joase și nu poți, fă o baie cu sare, ascultă muzică terapeutică, fă sport, fă plimbări, fă o rugăciune, cheamă-l pe arhanghelul Uriel să te ajute, să te înalțe, și vei vedea că vibrația ta ți se schimbă, gândurile tale vor deveni mult mai luminoase. Doar dacă avem o vibrație mai înaltă, putem vedea lucrurile diferit, avem o altă optică asupra vieții. Și îngerii ne mai transmit să ne bucurăm de viață, să celebrăm viața, să ne manifestăm în bucurie, așa cum simțim noi fiecare. Gabriel ne transmite să fim cât mai echilibrați în această perioadă, cumva să fim atenți și la anumite cheltuieli exagerate, da? Să nu dăm banii pe anumite prostii, că uneori suntem așa cumva manipulați, pentru că se lucrează și în acest domeniu, da? Suntem influențați și putem să aruncăm bani pe anumite produse inutile. Cât mai echilibrați în această perioadă, să vedem ce este optim și bun pentru noi, da? Cam acestea sunt mesajele, dragilor, eu vă iubesc, vă mulțumesc că m-ați urmărit, încercați să integrați aceste mesaje așa cum simțiți voi, aplicați-le așa cum simțiți voi. Vă iubesc și toate cele bune, pe curând, namaste!